Salutare, prieteni! Cu voi este iarăși Madrid și bine v-am găsit la un nou episod. Lucrând la filmulețul Top 5, cele mai creepy apeluri la 911, partea a doua, gândeam că fac ultima parte, deoarece nu mai aveam material pentru a treia, însă am uitat să menționez asta și au năvălit o mulțime de comentarii, cereri, rugăminți. Vrem partea a treia, vrem partea a treia! Așa că cu mare greu am adunat material pentru partea a treia. Dar după cum vedeți, n-am menționat în titlu că sunt 5 apeluri, deoarece sunt doar 4, și n-am menționat că sunt creepy, deoarece nu sunt toate creepy. Însă toate apelurile sunt originale, speciale și vă asigur că merită atenție. Am vrut să fac partea a treia doar din apeluri la 112, ideea fiind dată tot de cineva dintre voi. Însă din păcate sunt puține apeluri la 112 postate pe internet și din acest puțin toate sunt plictisitoare, aproape toate. Am găsit o înregistrare care merită atenție și am inclus-o în topul nostru de astăzi. Deci să mergem înainte. Urmează top apeluri la 911 și 112, partea a treia. Să începem! Stați o clipă, era iarăși să uit. E a treia și ultima parte. Acum să începem! În următorul apel, o femeie sună la 911 și comandă o pizza. Nu este o simplă glumă. Ea încearcă să-i dea de înțeles operatorului că este în pericol, însă nu poate cere ajutor, deoarece alături este soțul ei, care nu odată a înjosit-o și a bătut-o, pentru ce a și fost pedepsit. 911, operator 911, where's the emergency? 127, been there. Okay, what's going on there? I'd like to order a pizza for delivery. Ma'am, you've reached 911, this is an emergency line. Large with half pepperoni, half mushroom. You know you've called 911. This is an emergency line. Do you know how long it'll be? Okay, ma'am. Is everything okay over there? Do you have an emergency or not? Yes. And you're unable to talk because... Right. Is there someone in the room with you? Just say yes or no. Yes. Okay, it looks like I have an officer about a mile from your location. Are there any weapons in your house? No. Can you stay on the phone with me? No. See you soon. Thank you. În apelul ce urmează, un băiețel de 4 ani are o problemă. O problemă la matematică, pe care nu o poate rezolva și a decis să sune la 911 pentru a cere ajutor. 911, yeah, I need some help. What's the matter? It's my math. Was your mouth? No, it's my math. I have to do it. Will you help me? Sure. Where do you live? No, it's my math. Yeah, I know it. Where do you live, though? No, I want you to talk to me on the phone. No, I can't do that. I can send someone out to help you. Okay, What kind of math do you have that you need help with? I have takeaways. Oh, you gotta do the takeaways? Yeah. Alright, what's the problem? You have to help me with my math. Okay, tell me what the math is. Okay, 16. Yeah. Take away 8. Uh-huh. Is what? You tell me, how much do you think it is? I don't know, 1? No. How old are you? I'm only 4. 4? Yeah. Yeah. What's another problem? That was a tough one. Here's one. 5, take away 5. 5, take away 5. And how much do you think that is? 5. Johnny, what are you doing? În acest apel, un bărbat pe nume Randy Budd sună la serviciul de urgență pentru a anunța un accident rutier în care a nimerit el și familia sa. Bărbatul pare a fi foarte îngrijorat și speriat, deoarece soția sa a fost grav rănită. Oh my God, something right through the windshield. Hi, I'm on the highway, Route 80. Something just came through my windshield and it hit my wife and I think it went right through her head. Oh my God. Can you please get an ambulance somewhere? Can you track this phone? Where on Interstate 80 are you? Oh my God! What? Are you going east or westbound? We're going west. You're going westbound?
I'm sorry, what are you driving, sir? Pardon? What are you driving? What'd you say, sir? What kind of vehicle are you driving? Oh, we are in we're in a Rogue, a Nissan Rogue. Pulled off on the left-hand side. This is bad. Okay, what color is your vehicle? Something came right through the windshield, sir. I understand. What color is your vehicle? And you know what, sir? I cannot hear you. What color is your vehicle? It's black. Okay, do you have the four ways on? Hold on here. Hold on. Hold on here. Yes, I do now. Okay. There's a big, there's a rock that came in. She is grasping for her life. Okay, what is your name, sir? My name's Randy Budd. The phone number you're calling? Oh, my God. Half her brain's gone. Oh, my God. Oh, my God. Is there anybody else in the car with you? Yes, my daughter was driving. All of a sudden, there's an explosion. A rock went right through the windshield and hit her right in the head. Okay, how old is your wife, sir? Pardon? My wife is 53. 53. Okay. All right, sir. We're going to send some help up there to you, okay? In the meantime, try not to move your wife. Don't touch anything, and we're going to get some help there for you. Yeah, okay. We won't touch anything. Don't touch anything, Mom. So you have us located? Yeah, I know where you're at. Okay. Okay? Okay, thank you. You're welcome. În continuare, urmează un apel care poate avea un impact emoțional deosebit. Urmează primul apel la 112, care anunță despre incendiul din Clubul Colectiv din București. Incendiu care a luat viața a 64 de persoane și a rănit altele 186. Incendiu! Toate mașinile! Incendiu! Incendiu! Fabrica Pionierul! Unde? Pe ce stradă? Strada Tăbăcarilor 7, incendiu în fabrica Pionierul. Tăbăcarilor 7? Tăbăcarilor 7, da, da. Tăbăcarilor 7, da? Tăbăcarilor 7. Fabrica Pionierul. Explodează, da, da. Rămâneți mereu la telefon, stați în filtre. Da, da, da. Este fum. Este fum. Am înțeles că e fum. Rămâneți, e cineva blocat acolo, știți? Nu-mi dau seama, vezi că e foc. Rămâneți la telefon, vă rog. Am sunat. Alo, pompieri. Da. Deci sunt oamenii înăuntru, nu știu cât au ieșit. Nu știu cât au ieșit. Domnule, spuneți unde arde. Înăuntru există un club. Există un club, într-unul dintre cluburile din fabrica Pionierul. Da, dar știu unde e Colectiv, domnule. Spuneți-mi exact unde arde acolo. Clubul arde... Arde, a luat foc. Arde înăuntru, arde de omul, a luat foc. A luat foc o izolație din cauza... A luat... Am înțeles. Persoane rănite, domnule, spuneți-mi, sunt persoane rănite acolo? Da, acum arde niște oameni. Arde niște oameni? Am înțeles, da. Am întâlnit acolo. Da, alo, domnule, mă auziți? Alo? Da, mă auziți, domnule? Da. Să știți că echipajele au fost trimise către dumneavoastră. Spuneți-ne, puteți să apreciați cam câte victime sunt? Nu știu, sunt foarte mulți, erau 5 de persoane înăuntru. Da, nu știu. Colegi, nu știu ce de noi?
urgent la ambulanță, ambulanță, da. Trimite-i și noi, da? Sunt foarte mult. Trimite-i, trimite-i. Bine, bine. Doamne, puteți da un număr așa de... Mergeți, vă rog frumos, trimite-ți ambulanță, că sunt peste 50 de persoane. Peste 50 de persoane. Trimitem câte putem, trimitem câte putem, da? Bine. Da, 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 trimiteți. La revedere, la revedere. Poliția a trimis? No, nu știu, eu sunt jandarm, Niculescu, da, dacă, dacă ajungeți acolo să impune și prezența noastră, ne solicităm acolo, înțeles, da? Da, da, e posibil. Bine, la revedere. La revedere. Și cu acest tragic apel finalizăm episodul nostru. Pe această notă tristă, eu vă urez să nu aveți nevoie niciodată de serviciul de urgență. O zi frumoasă în continuare și pe curând! Salutare, prieteni! Cu voi este iarăși Madrid și bine v-am găsit la un nou episod. Lucrând la filmulețul Top 5, cele mai carte a treia, dar după cum vedeți, n-am menționat în titlu că sunt 5 apeluri, deoarece sunt doar 4, și n-am menționat că sunt creepy, deoarece nu sunt toate creepy, însă toate apelurile sunt originale, speciale și vă asigur că merită atenție. Am vrut să fac partea a treia doar din apeluri la 112, ideea fiind da 11 și 112 partea a treia. Să începem! A, stați o clipă, era iarăși să uit. E a treia și ultima parte. Acum să începem! În următorul apel, o femeie sună la 911 și comandă o pizza. Nu, nu este o simplă glumă. Ea încearcă să-i dea de înțeles operatorului, tot de cineva dintre voi. Însă, din păcate, sunt puține apeluri la 112 postate pe internet. Și din acest puțin, toate sunt plictisitoare. Aproape toate. Am găsit o înregistrare care merită atenție și am inclus-o în topul nostru de astăzi. Deci să mergem înainte. Urmează top apeluri la 911, apeluri la 911, partea a doua. Gândeam că fac ultima parte, deoarece nu mai aveam material pentru a treia. Însă am uitat să menționez asta și au năvălit o mulțime de comentarii, cereri, rugăminți. Vrem partea a treia, vrem partea a treia. Așa că cu mare greu am adunat material pentru partea a treia. În acest apel, un bărbat pe nume Randy Budd sună la serviciul de urgență pentru a anunța un accident rutier în care a nimerit el și familia sa. Bărbatul pare a fi foarte îngrijorat și speriat, deoarece soția sa a fost grav rănită. Oh my God, something right to one.
Hi, I'm on the highway, Route 80. Something just came through my windshield, and it hit my wife, and I think it went right through her head. Oh, my God. Can you please get an ambulance somewhere? Can you track this phone? Where on Interstate 80 are you? Oh, my God. What? Are you going east or westbound? We're going west. You're going westbound? I'm sorry, what are you driving, sir? Pardon? What are you driving? What'd you say, sir? What kind of vehicle are you driving? We are in Sunila 911 pentru a cere ajutor. 911 emergency. Yeah, I need some help. What's the matter? With my mouth. Was it your mouth? No, it's my mouth. I have to do it. Will you help me? Sure. Where do you live? No, it's my mouth. Yeah, I know it. Where do you live, though? No, I want you to talk to me on the phone. No, I can't do that. I can send someone else to help you. Okay, what kind of mask do you have that you need help with? I have takeaways. Oh, you gotta do the takeaways? Yeah. Alright, what's the problem? You have to help me with my mask. Okay, tell me what the mask is. Okay, 16. Yeah. Takeaway 8. Uh-huh. It's what? You tell me, how much do you think it is? I don't know, 1? No. How old are you? I'm only 4. 4? Yeah. Yeah. What's another problem? That was a tough one. Here's one. 5, take away 5. 5, take away 5. And how much do you think that is? Salutare, prieteni! Cu voi este iarăși Madrid și bine v-am găsit la un nou episod. Lucrând la filmulețul top 5 cele mai creepy apeluri la 911, partea a doua, gândeam că fac ultima parte, deoarece nu mai aveam material pentru a treia, însă am uitat să menționez asta și au năvălit o mulțime de comentarii, cereri, rugăminți, vrem partea a treia, vrem partea a treia, așa că cu mare greu am adunat material pentru partea a treia. Dar după cum vedeți, n-am menționat în titlu că sunt 5 apeluri, deoarece sunt doar 4, și n-am menționat că sunt creepy, deoarece nu sunt toate creepy. Însă toate apelurile sunt originale, speciale și vă asigur că merită atenție. Am vrut să fac partea a treia doar din apeluri la 112, ideea fiind dată tot de cineva dintre voi. Însă din păcate sunt puține apeluri la 112 postate pe internet și din acest puțin toate sunt plictisitoare, aproape toate. Am găsit o înregistrare care merită atenție și am inclus-o în topul nostru de astăzi. Deci să mergem înainte. Urmează top apeluri la 911 și 112, partea a treia. Să începem! A, stați o clipă, era iarăși să uit. E a treia și ultima parte. Acum să începem! În următorul apel, o femeie sună la 911 și comandă o pizza. Nu, nu este o simplă glumă. Ea încearcă să-i dea de înțeles operatorului că este în pericol, însă nu poate cere ajutor, deoarece alături este soțul ei, care nu odată a înjosit-o și a bătut-o, pentru ce a și fost pedepsit. 911, operator 911, where's the emergency? 127, bring there. Okay, what's going on there? I'd like to order a pizza for delivery. Ma'am, you've reached 911, this is an emergency line. Large with half pepperoni, half mushroom. You know you've called 911. This is an emergency line. Do you know how long it'll be? Okay, ma'am. Is everything okay over there? Do you have an emergency or not? Yes. And you're unable to talk because... Right, right. Is there someone in the room with you? Just say yes or no. Yes. Okay, it looks like I have an officer about a mile from your location. Are there any weapons in your house? No. Can you stay on the phone with me? No. See you soon. Thank you. În apelul ce urmează, un băiețel de 4 ani are o problemă. O problemă la matematică, pe care nu o poate rezolva și a decis să sună. We're in a Rogue, a Nissan Rogue. Pulled off on the left-hand side. This is bad. Okay, what color is your vehicle? Something came right through the windshield, sir.
I understand. What color is your vehicle? And you know what, sir? I cannot hear you. What color is your vehicle? It's black. Okay, do you have the four ways on? Hold on here. Hold on. Yes, I do now. Okay. There's a big, there's a rock that came in. She is grasping for her life. Okay, what is your name, sir? My name's Randy Budd. The phone number you're calling. Oh, my God. Half her brain's gone. Oh, my God. Oh, my God. Is there anybody else in the car with you? Yes, my daughter was driving. All of a sudden, there's an explosion. A rock went right through the windshield and hit her right in the head. Okay, how old is your wife, sir? Pardon? My wife is 53. 53.